Guvernul României a decis o nouă prelungire a stării de alertă în contextul pandemiei de coronavirus. În această situație, Patriarhia Română a decis să prezinte lista cu restricțiile care se impun în lăcașurile de cult. Împărtășirea comună rămâne în continuare interzisă în biserici, după cum arată decizia luată de Cancelaria Sfântului Sinod. Credincioșii care merg la slujbe trebuie să poarte mască de protecție și să respecte distanțarea socială. Singurii care nu sunt obligați să poarte mască sunt preoții și cântăreții bisericești. Totodată, toate bisericile trebuie aerisite, iar obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăța înainte și după terminarea slujbelor. Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici și sărbători, se săvârșesc în interiorul bisericii, accesul realizându-se în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de minim 2 metri în orice direcție. Pentru credincioșii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de un metru și jumătate. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind spovedania. Astfel se va evita aglomerația credincioșilor la slujbele de sâmbătă și duminică.